Inel a câștigat în detrimentul mamei Monica. Fetița columbenilor va rămâne în casa de la Izvoran cel puțin până la pronunțarea divorțului. Decizia judecătorilor poate fi atacată în termen de 5 zile de către Monica Columbeanu. Cum a decurs procesul și de ce era atât de încrezător Irinel înainte de pronunțarea deciziei, vedem chiar acum. Bună ziua, domnul Columbeanu! Poate ați aflat sentința? Nu. Aveți emoții? Nu. Să vedeți cu sărdia, aveți lucra în continuare? Vă place cum mă întunz? Da. V-ați pregătit, să vă fiu de bine. Dacă veți câștiga copilul, veți cere pensia alimentară Monicăi? E greu să facem supoziția acum. Cum a spus, te cer... Pensia alimentară, nu? Dacă vă revine copilul noastră, o luați pe Irina, nu trebuie să plătească ea pensia alimentară? O să-i cereți? Suntem oameni, serios. Dar în momentul ăsta, ce șanse credeți că aveți să o câștigați? N-am niciun idee. E 3 și 10, n-ați luat nimic încă de la avocații noastră? Aveți emoții? Nu. Sunteți siguri de ceva? De victorie. Iar victoria a venit. La numai câteva minute distanță, la judecătoria Buftea, președintele instanței anunța hotărârea. Respinge cererea principală ca de întemeiată, admite parte cerere convențională, dispune înștiințarea provizorie a minorii rezultate din căsătorie spre creștere și educare. Vârâtului reclamat. Respinge ca de întemeiat capătul din cerere convențională privind stabilirea domiciliului minore la vârâtul reclamant. Vremelnică, până la soluționarea definitivă a dosarului de divorț. Executorie fără automație sau trecerea vreunui termen, cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Pronunțată cerință publică.